Continuarea investigațiilor jurnalistice referitoare la putreziciunea sistemului de protecție a copilului aduce în atenția opiniei publice o realitate cumplită a unei societăți în care lipsa de comunicare a instituțiilor statului este criminală. Cazul celor trei minore descoperite a face parte din rețelele de prostituție din Piatra Neamț și Roman demonstrează o lipsă totală de comunicare între instituții ale statului pe fondul unei legislații deficitare și irresponsabile, care permite de ani de zile aducerea minorilor delicvenți în centrele de plasament printre copiii cu un comportament normal. Personalul direcției de protecție a copilului a aflat de situația adolescentelor dispărute din apartamentele sociale încă de anul trecut, dar în toată această perioadă n-a existat niciun fel de comunicare între instituția care trebuie să protejeze copilul și instituțiile abilitate cu instrumentarea cauzelor de delicvență, respectiv poliție sau DICOT. În cazul respectiv pentru care DICOT a dat comunicatul de presă, este vorba despre o minoră din Roman și două minore de la Piatra Neamț, dintr-un centru din Piatra Neamț. Cele două minore din Piatra Neamț au fost audiate în calitate de martor. Minora din Piatra Neamț a fost reținută pentru 24 de ori. Minora respectivă de la Roman, care are 17 ani, era dispărută din centru încă din octombrie 2016, cazul fiind anunțat poliției. De atunci, de la data dispariției și până la reținerea ei, nu a mai fost anunțat centru de către poliție despre situația ei, nici că ar fi fost găsită, nici că știau. Singura, vineri dimineață, colegii de la centru din Roman au aflat despre reținerea ei, le-a fost trimisă această ordonanță de reținere cu toate datele. Atât. Deci li s-a trimis ordonanța de reținere fără a le se da alte detalii. Adolescenta din Roman, victima rețelei de trafic de carne vie, a avut până în octombrie 2016 un comportament normal. După recrutarea acesteia în rețeaua de prostituție, a frecventat cursurile școlare, având un comportament absolut normal. Atitudinea acesteia s-a schimbat brusc în luna februarie a anului trecut, când a părăsit centrul fără voia pedagogilor. De la această dată, de câte ori fugea din centrul de plasament, de atâtea ori era anunțată poliția, care o găsea și o aducea înapoi printre copiii cu un comportament normal. În luna august 2016, minora a revenit în centrul de plasament și a dat examenele de corigență, după care a dispărut din nou, dată de la care DGASPC nu a mai primit nicio informație despre adolescentă de la nicio instituție a statului. Fata asta locuia la apartament până în octombrie 2016, când a plecat și nu s-a mai întors. Da. Deci, anterior, da, a locuit, ea până la începutul anului 2016 a avut un comportament ok, a fost tot în regulă, frecventa școala, totul era normal, în limitele normale. Începând din februarie 2016, ceva s-a întâmplat, a început să lipsească fără a fi anunțat nimeni, fără bile de voie. A fost anunțată de fiecare dată dispariția ei la poliție, în momentul în care era adusă de către poliție, stătea câteva ore, câteva zile, iar fugea, iar era anunțată poliția. Și de fiecare dată revenea. A revenit ultima dată în august 2016 și a rezolvat corigențele. După care a dispărut din nou, a reușit să plece fără să anunțe pe nimeni. Aflăm abia acum, după ce buboiul s-a spart, că DGASPC avea cunoștință despre faptul că atunci când au fost internate în centrele de protecție a copilului, aceste minore făceau deja parte din rețele de prostituție și că ele fuseseră deja investigate în calitate de martor, în alt celebru caz de prostituție și tâlhărie destructurat de DICOT în Piatra Neamț. Tinerele cercetate sunt în pragul majoratului și curând sistemul va răsufla ușurat că va scăpa de ele, fără a lua în calcul faptul că vor apărea noi cazuri de minori delicvenți. Și o solicitare oficială sau neoficială despre acest caz. Robert Iosub a scris doar și a considerat de cuvință. Niciodată nu a cerut niciun fel de informații. În acest sens, nu a anunțat niciodată direcția care avea cunoștință despre ceva cu date concrete, nu așa că am auzit noi și se pare că. Și atunci, ceea ce spune dumnealui ar trebui să și le asume și în momentul în care... Dar nu se poate, direcția nu s-a autosezizat când a apărut, pentru că el a semnalat asta, cred că 2-3 ani de atunci când a semnalat. Acum 2-3 ani nu știu ce a semnalat el, la momentul respectiv direcția știa foarte bine că existau 2-3 fete pe care poliția le audia în calitate de martor. Fetele respective fugeau din centru, ele erau dispărute. În momentul în care pleacă din centru, dispariția lor este anunțată la poliție. Și de acolo este treaba poliției. În mod normal, ei ar trebui să ne anunțe. Le-am găsit, nu le-am găsit sau sunt cercetate pentru așa ceva.
Asta înseamnă că e o proastă comunicare între instituții și acum în capul cui se sparge toată istoria asta? Repetați, vă rog, n-am înțeles. În cazul, este o proastă comunicare între instituții, în capul cui se sparge acum această poveste? Nu știu dacă trebuie să se spargă neapărat în capul cuiva această poveste. Este clar, este un caz, poliția își urmează, cercetarea poliției își urmează cursul. Noi ce putem să facem? Aceste fete au dispărut, ele sunt aproape de majorat. Și gândiți-vă că majoritatea vin tocmai, au intrat în sistemul de protecție, aduse de poliție, tot din rețele de protecție. Până la apariția unei legislații coerente, organele de cercetare sunt legate de mâini și de picioare prin faptul că parlamentarii țin încă la sertar o legislație adiacentă de reînființare a mult hulitelor școli de corecție. Legea privind drepturile copilului, elaborată în 2014, prevedea posibilitatea internării copiilor infractori cu vârste sub 14 ani în centre rezidențiale, dar această lege nu are, de 13 ani, norme de aplicare. În aceste condiții se apelează la plasarea minorilor delinvenți către familiile naturale, în condițiile în care aceștia au părinți, sau la reîntoarcerea în sistemul de protecție a copilului, a celor provenind din aceste centre de plasament, măsuri care au dus la dezastrul actual din sistem. Sistemul de protecție a copilului din România, care se declară a fi unul european, apare exact ca un coș cu fructe în care se găsește unul putred, ce determină putrezirea celor din jurul său. Atât polițiștii, cât și lucrătorii din sistemul de protecție a copilului respiră ușurați atunci când micii delicvenți ajung la vârsta răspunderii penale.